Bună, dragilor, ce mai faceți? Nu ne-am mai auzit de multă vreme că, vă spun drept, am avut multe de făcut. Dar asta nu înseamnă că n-am gătit în timpul ăsta și pentru că știu că vă plac rețetele noastre în această formulă extrem de originală. M-am gândit că poate v-ar interesa să știți rețeta noastră de paste cu sos de brânză. Da, nouă ne plac foarte mult pastele cu sos de brânză, pentru că la noi tot ce înseamnă paste în casă se mănâncă. Și când e vreo urgență și nu ai altceva gătit, știi sigur că ceea ce se mănâncă și întotdeauna se mănâncă până la ultima pastă sunt pastele cu sos de brânză. Adică paste cu sos alb, noi așa le spunem, fiindcă avem paste cu sos roșu, paste cu sos alb, paste cu sos pesto și paste cu fructe de mare. Pe astea ultimele le mănâncă tati. Da. Cel mic a crescut între timp, este băiat mare și Carla urmează foarte repede să facă 6 ani! Dar până atunci, haideți să vă arăt cum facem noi pastele. Deja începe să fiarbă apa, să punem pastele. Deci ingrediente. Noi punem brânză din asta... Telemea veche, care este sărată. Că așa pun eu. Pun cașcaval, avem unt, o să vedeți la ce ne trebuie, două o să le avem acolo și niște parmezan pentru final. O să mai avem nevoie și de smântână, usturoi neapărat. La noi nu există paste și pastele cu sos roșu și pastele cu sos alb se fac cu usturoi. Dacă nu e usturoi, nu avem gust. Și avem și un pic de verdeață tocată. Hai, Carla, stai cu mine. Totdeauna la paste merge un vin alb, eu cu asta încep. Nu pot, ce să dau? Întotdeauna la paste merge un vin alb, dar am zis să încep cu el până gata pastele. Hai, mami, vrea și el să vadă ce a văzut la sonă, ați înțeles? Trebuie să sufle și el în paste. Începem? Hai că uite, fier pastele. Deci, ce facem? Păi o să vă explic. Începem prin a da, prin răzătoare. Această brânză, ia-o cum se sfărâmițește pentru că este foarte, foarte grasă, este și sărată, fapt pentru care eu nu mai pun sare la fiert în paste. Avem niște pene acolo, în mod normal ar trebui să fiarbă în vreo 10 minute, eu o să le las un minut mai mult. Copiii mei de obicei mănâncă pastele un pic mai fierte decât de obicei. Așa, fărâmițăm această brânză, care oricum se va topi în momentul în care o punem în tigaie. Uite, s-a făcut o rochie. O rochiță din paste? Ce nu băga în guriță, că e, nu se poate mânca aia, mama. Încerc așa să dau această brânză, așa cum pot, să o dau prin răzătoare. Cred că îmi fierbe și apa, după cum vedeți acolo. Dau o brânză prin răzătoare, nu foarte multă, așa, din ochi. Să știți că nu e o rețetă a cuiva. E o rețetă a mea din capul meu. Și cred că nu e rea, pentru că noi mâncăm așa și ne place foarte mult. Bine. Eu zic că ajunge atâta brânză, mami. Și, ce spui? Eu zic că ajunge, mami. Și uite, o să punem și un pic de cașcaval ca să-l avem. Tot acum îl dau ca să scăpăm de el. Parmezanul am timp să-l fac după aceea până fierb pastele, da? Ia să vedem. Uite, un pic de cașcaval. Ce faci tu pe acolo? Să nu treci, mami, te rog, de vasul. Mai vrei una? Carla, dă și lui o pastă, te rog. Dar nu se mănâncă mama pastă crudă. Ei mănâncă aluat crud. Mănâncă paste crude. Nu înțeleg. Eu zic ajunge. 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 Vrea el să-și ia puiul meu. Avem copii cu personalitate. Gata? Hai. Nu o băgăm în guriță, numai ne jucăm cu ea. Dăm și un pic de parmezan prin răzătoare. Ca să fie. O să-l punem la final. Hai să dau prin asta. Din cea mai fină. Ciuci, nu merge așa, mami. Dacă mai plângi, te trimite mami în partea cealaltă, în dormitor la tine. Ai auzit? Niciun nene. Niciun nene. Ia vezi. Aia asta, ia veni să-mi pace, că fierb pastele. Hai să ne mutăm aici. Ia uite. Așa, păi cam fierb. Păi eu, dacă fierb, eu le-aș cam pune pe toate. Le las 10 minute la fierb. Ce? Fierb pastele. A, vă place vaza mea cu flori? Este întotdeauna cel mai frumos ornament în bucătărie, părerea mea. Niște sparanghel asezonat cu un pic de pătrunjel verde, încăpea și un pic de mărar. Nu mai zic, dacă aveam leuștean, era și mai bine, dar nu mai avem leuștean în sezonul ăsta. Ce-i, Ciuci? Haide, te rog frumos, fără ni-ni-ni și na-na-na. Hai, repede, mami. Ni-ni-ni și na-na-na. Ni-ni-ni. Nu, hai că l-am dus, că nu se poate cu
cu ciuci nu se poate. Asta este ceea ce ne-a rămas. O să le pun în frigider după ce termin. Așadar, brânză sărată, e telemea veche, v-am zis. Aici am cașcaval, aici am unt, usturoi, verdeață, două ouă și parmezan. Și smântână, bineînțeles. Pastele fierb deja. În scurtă vreme pastele vor fi gata. Eu zic să începem. Păi, hai să începem. Cu ce? Cu usturoiul și o să iau tot paratul ăsta și o să-l pun, uite, fix aici. Pastele fierbe, să le dăm un pic mai încet. Așa. Bun. Ia să pun ăsta, ce-am avut eu în paste, hai că-l pun aici și o să văd eu ceva mai departe. Și dăm drumul la sos. Acesta este sosul nostru, vă spun după o rețetă pe care eu nu știu de unde o știu, habar n-am dacă știu ce fac, adică știu ce fac, dar nu știu dacă e scris, dacă e bine să pui smântână cu usturoi, cu brânză, nu știu. Eu vă zic că la mine se mănâncă aceste paste de nu rămâne nimic. Deci, nu punem decât două cubulețe de unt în care vom prăji usturoi. Lăsăm aceste cubulețe la topit. În timp ce pastele, iată, fierb, s-ar că n-ar fi rău să mai învârt și în paste din când în când, să nu se prindă de oală. Așa. Așa. Și, iată, se topește untul, după cum vedeți. Îl lăsăm bine să se topească. Eu voi face acest sos, sper să-l fac în timp real, la modul să nu vină careva să mă mai disturbe. Că vor tot felul. Ba, apă, ba, alea, ba, alea, ba, alea. Deci, e aproape topit uleiul, untul. Și urmează să pun usturoiul. Usturoiul se poate pune mai mult sau mai puțin în funcție de gustul dumneavoastră. Mie îmi place aroma, în primul rând. Toată casa are o aromă de usturoi când facem paste. Dar nouă ni se par fade pastele fără un pic de usturoi. Noi chiar punem mult. Acum am ales să pun așa, mediu. Și am pus doar o căciulă de usturoi. Da? Dar de obicei, vă ziceam, facem chiar mai mult usturoi. Am pus și usturoiul tocat acolo și îl lăsăm să fiarbă. Să dau un pic mai încet ca să nu îl facă, să nu îl prăjească prea tare. Acum, usturoiul, după cum vedeți, înlăbușit în acest unt topit, unt de masă, 60-80% grăsime. Asta vă recomand, căci această grăsime este bună. Am uitat să iau smântâna. Aceasta este și smântâna. Mai las un pic să mai călesc un pic usturoiul. Și voi pune și smântâna. Între timp pastele fierb. Haide să le mai... Așa, să le mai fierb un pic. Poate ar trebui... Nu zic că am luat. Usturoiul fiind călit, voi adăuga smântână. De fapt, câtă smântână pui, cam atâta consistență va avea sosul. Eu zic că smântâna dă cantitatea de sos, volumul îl dă brânza și cașcavalul topit. La câte paste am pus eu, zic că merge să pun toată smântâna. Că smântâna multă și bună și sosul bun așa din abundență pătrunde în paste și știți dumneavoastră că acasă când gătim nu facem economie. Iată, acum am această smântână pe care o amestec cu untul topit și cu usturoi. Trebuie învârtit continuu până se omogenizează pentru că o să vedeți, există tendința de a se tăia smântâna din cauza uleiului, din cauza grăsimii. Dar nu va conta la rezultatul final, spun eu, că sunt doar un amator, nu sunt bucătar profesionist, pentru că se va topi împreună cu brânza și cu cașcavalul și va avea un gust foarte, foarte bun. Nu pun sare absolut deloc, nici în paste și nici aici. Are destul de multă sare, după cum veți vedea, brânza aceasta. Dacă alegeți să luați brânză telemea sărată, brânză telemea veche, cred că telemea veche de oaie am, da. Brânză telemea veche de oaie, care e foarte grasă, așa, adică unsuroasă. Gata, s-a topit și acest ceasul
Mai avem câteva minute și sunt gata pastele. Iată, s-a omogenizat și nu s-a tăiat, după cum vedeți. Smântâna împreună cu untul și usturoiul. Bun. Și acum începem să adăugăm încet, încet, brânza. Ca să nu se facă cocoloașe, o să învârtim bine, bine, că ea se va topi și va pătrunde aici, în textura asta. Dacă doriți mai mult sos, îl mai înmulțiți cu smântână. Și sigur, mai puteți adăuga și piper după gust. Copiii mei, dacă simt piperul, nu prea mănâncă. Și atunci prefer să nu pun. Da? Le punem un pic de brânză. Așa. Și urmează cașcavalul. Haideți să o lăsăm să se topească. O să râdeți, dar știți ce bine miroase? N-are cum să nu vă placă. Pun acum și cașcavalul, care de asemenea se va topi și va face acest sos mai gros. Va și lega cumva pastele în momentul în care o să punem pastele aici. Vreau să vă spun că dacă doriți un sos mai gros, trebuie să-l mai lăsați un pic să scadă. Eu nu prea cad sosurile, pentru că în momentul în care pui pastele, pasta absorbe tot acest sos și se îngreunează situația, devine un pic mai gros. Dar, după cum vedeți, am făcut și acest lucru. Așa, haideți să-mi iau lăsat de aici. Pastele sunt aproape gata. Da, pastele sunt aproape gata. Pentru că, am uitat asta. Pentru că a trecut timpul. Dar eu de obicei le mai las un minut în plus, pentru că ai mei copii pot să mănânce pasta întreagă moale și atunci trebuie să le intre în... Să dau un pic mai încet. Atât, să dau un pic mai încet. Și aici. Și pregătesc ouăle. Hei, vă spuneam de la început că am nevoie de două ouă, pe care le voi sparge. Așa. Și o coajă, ca să vezi. Le voi sparge, aleg o furculiță, le bat și le am aici. O să vedeți voi la ce. Lumea sunt la desene animate acum, dacă lumea e bine, e liniște. Sunt de pe desene animate, e pe modul cartoon. Hei! Ce faci acolo? Ce s-a întâmplat? Hai la mami, unde? Pupă! Hai, te cupă, mami, gata, că am băiat mare, mama, hai, dă! Hai. Dar nu-ți dă, mami, știam că vii să încerc, sunt pregătită, mama. Gata, hai. De și mie. Facem mami paste, Carla, cu ce s-a zblagit, cum îți place ție. Da? Gata, le-am bătut. Suntem gata. Mami, imediat îți dau apă, stai că trebuie neapărat să fac sosul acum. Și imediat îți dăm apă, da? Uite. A venit un taifun, a venit, a plecat. Ăla mic taifun la început, a plecat. Cam așa e. Tot timpul trebuie să fii pregătită pentru tot felul de vremuri. Ai băut și tu apă? Gata? Toată lumea mulțumită? Perfect. Hai. Pastele sunt gata, eu le opresc. Pastele sunt gata, eu le opresc. Asta a fost. Acum, să dau sosul ăsta un pic mai încet. O să nu se prindă de tigaie. Un pic mai încet, mai pe la 5-4, așa, las. Un pic așa. Și ce fac eu acum? Păi iau pastele și le scurg. Stai că unde duceam eu aici, ca să găsesc unul. Aici sunt pastele fierte. Pun în asta. Acolo, da, e bine. Și acum, haideți să vedeți ce fac. Pun pastele direct aici și le amestec foarte bine.
Foarte, foarte bine. Și acum o să le las așa la foc mic, ca aceste paste să tragă acest sos din brânză sărată, cu usturoi și cu cum arată și cum miroase și ce gust bun au. Nici nu vreți să știți. Și las un pic să se îngroașe acest usturoi. Da? Vedeți? Îl las să se îngroașe. Așa. Să iau un pic de piper negru, dar trebuie să am mare grijă cât pun. Ajunge. Le mai las un pic. Le întorc la foc mărunt și le tot învârt. Da? Dau un pic mai tare. În acest moment, eu zic că pastele sunt aproape gata. Pastele sunt aproape gata și să vedeți ce bunătate. De paste vă propun. Am zis, este mâncarea care nu dă niciodată greș în casa copiilor mei. Când n-ai chef de nimic altceva și nu mai ai de mâncare și n-ai chef să faci ciorbe și fripturi și șnițele și tocănițe, faci repede o pastă, ți-a aproximativ, ziceți dumneavoastră, nu știu, 15 minute, fiindcă e aproape în timp real această filmare. N-am dat niciun stop decât când a plâns copilul că a vrut să-l duc la desene și a trebuit să-i mut postul, da? Bun, cam asta este. Asta este. Asta este. Acum, iau ouăle, că vă spuneam de la început. Aceste ouă bătute, le iau și le pun peste. Așa. Amestec în continuare. Unii nu pot, nu pun ou și poate că nici nu trebuie să puneți. Nu știu, eu m-am obișnuit așa. Mi se pare că e și proteină, copiii mănâncă și ou. Fiert cumva. Da? Și le dau. Eu, sunt niște paste foarte sărcioase. Adică dacă mănânci o porție din asta, chiar te ține, zic eu, o zi întreagă, fără probleme. Paste sărcioase și foarte, 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 foarte bune. Cam astea sunt pastele. Cam astea sunt pastele. Și ce voi face eu acum? Iau parmezanul de la început. Presor un pic de parmezan. Așa. Voi opri aragazul. Acest parmezan acum se va topi. Și presor un pic de verdeață. Un pic, un pic să-i dau aromă de mărar cu pătrunjel. Este delicios. Este delicios. Gata, ajunge. Iar nici prea mult nu le place copiilor. Acestea fiind spuse, s-au terminat pastele. Știți cum arată? Știți cum miroase pătrunjelul ăsta cu usturoi și cu mărar verde și cu minunăția asta? Minunat! Vreți să le pun în farfurie? Le pun. Dar părerea mea este că arată foarte ofertant în această tigaie în care nu se prinde niciun aliment și în care eu vă aștept la o porție de paste. Bineînțeles, întotdeauna cu un pahar de vin alb. Vă pup! Dacă vă plac rețetele mele și viața noastră agitată, vă aștept pe canalul meu de YouTube, Mirela Vaila, dați acolo un subscribe și un clopoțel și cine știe, poate că vă vine o idee. Haideți să facem schimb de rețete și de impresii. Vă mulțumesc! Vă pup! Bună dimineața! Vă spun din bucătăria lui Vaida, ca să parafrazez niște bucătărese celebre de pe internet. Nu sunt bucătăreasă, nu sunt nici celebră, cu atât mai puțin pe internet. Dar dacă tot v-am obișnuit cu rețetele mele care am văzut că vă fac cu ochiul, mă gândesc să vă mai propun încă una. Mai ales că e vorba despre ceva ce ne place nouă tuturor românilor, că vorba aia, avem sânge latin și ne place mult mâncarea italiană. Păi m-am gândit astăzi să vă propun o rețetă de spaghetti cu fructe de mare și cel mai bun în treaba asta, un sos de vin alb. Așa că am tot ce-mi trebuie. Am și spaghete, am și fructe de mare, am mai ales vinul alb de nisec. Și vă propun să facem o rețetă foarte ușoară, foarte, foarte, foarte bună. Repet, nu este o cantitate mare pentru că nu mănâncă copiii mei, nu mănâncă spaghete cu fructe de mare. Dar soțul meu este înnebunit după rețeta asta. Recunosc că și mie îmi place foarte, foarte mult și ziceam să vă propun și vouă.
Să știți că deja am pus la fiert apa pentru paste și avem nevoie așa, în primul rând de fructele de mare, pentru că de aici și denumirea. Eu am un mix de fructe de mare. După cum vedeți, am și caracatiță, am și scoici, am și, uite, baby caracatiță, am și creveți. Deci e un mix. Îl găsiți în magazine, congelat. Eu le-am decongelat și acum mă pregătesc. Spaghetii, bineînțeles, în funcție de cât de groase vă plac. Eu am ales niște spaghetii mărimea 5, care înțeleg că am mărimea 5, cum sună asta. Spaghetii number 5, care au nevoie de 9 minute de fierbere. Am ulei de floarea soarelui, să știți, pe care o să-l folosesc. Aș fi putut să folosesc și unt, dar m-am gândit că o să se taie cu smântâna pe care o să o pun mai târziu, așa că merg pe uleiul de floarea soarelui. Niște roșii sherry, care sunt dulceți și care dau un gust foarte bun. Verdeața nelipsită din casa mea, din orice rețetă. Am un pic de usturoi tocat, pentru că nimic nu facem fără usturoi. Un pic de smântână și sare, piper după gust și mult chef, multă bună dispoziție. Așa că hai să începem. A trebuit să dau drumul la hotă pentru că a început să fiarbă apa în care voi pune aceste spaghete. Voi pune și sare, dar nu acum. Ce e foarte important? Să știți că e important o tigaie. Eu trebuie să recunosc că am aceste tigăi de la Aloshop, pentru că eu cumpăr foarte multe produse de la Aloshop. Sigur, multe dintre ele le și primesc cadou, dar sunt niște obiecte foarte, foarte bune. Uitați-vă un pic la tigaia asta. Este Hammer, se cheamă tigaia. Hammer Pen Diamond de la Registone. După cum vedeți, are și particule de diamant. E foarte bună, este antiaderentă, aproape că nu necesită ulei. Eu trebuie să pun pentru fructele de mare, că așa se face sosul. Dar se poate folosi fără ulei, nu se lipește, se curăță foarte, foarte ușor orice ați pune în ea. Vreau să vă spun că îmi place foarte mult forma. Uitați-vă ce elegantă este și ce finisaje are. Are și acest mâner de inox. Pentru plita mea cu inducție, deși merge pe orice suprafețe, și pe gaz, și pe curent electric, mie îmi place că duce căldura constantă pe toată suprafața. Așa că e foarte rezistentă, este și foarte frumoasă, e și foarte elegantă, are o grosime destul de mare, mie îmi place această tigaie, așa că vă recomand. Dacă doriți să aveți și voi una ca asta, vă recomand de pe aloshop.tv. Hammer se cheamă, tigaia Hammer Pen Diamond. Hammer Diamond de la Registone. De la aloshop.tv. Bun, acum, văd că începe să fiarbă apa pentru paste și o să ne dau, să dăm un pic mai mare căldura. Mă pregătesc să pun și aici această tigaie. Și hai să vedem ce începe, ce se întâmplă. Mai am o tigaie, dar o folosesc la final, vă spun despre asta imediat. O să pun un pic de sare înainte. N-am pus foarte multe spaghete și o să vă spun de ce. N-am pus foarte multe spaghete pentru că fructele de mare sunt voluminoase, dar în momentul în care le punem la gătit, ele încep să devină mici. Și atunci prefer să mănânc mai multe fructe de mare decât să mănânc mai multe spaghete goale, știți? Luăm în acest moment, iată, uleiul de floarea soarelui. Puneți cât doriți. Eu o să pun. O să pun un pic. Las să se încălzească. Și o să vin cu usturoiul. Știți că sunt înebunită după usturoi, da? Că nu mai e un secret. Nu mai e un secret pentru nimeni că sunt înnebunită după usturoi și că îmi place să-l topesc în ulei și să las să se înfierbânte. Vreau să mai fac ceva ce n-am apucat încă să fac, și anume, ia, veniți aici. Vreau să tai câteva roșii sherry, ori în jumătate, dacă sunt mari și vi se par prea mari, le puteți tăia în patru, așa cum voi face eu acum. Tăiem repede niște roșii sherry, pe care le vom adăuga la fructele de mare, dau așa o aromă și culoare, exact cum se mănâncă în Italia, de care ne este atât de dor în aceste vremuri, în care n-am mai putut merge nicăieri în vacanțe. Da? Deci voi tăia aceste roșii sherry, fiecare poate să pună după gust. Se încălzește și uleiul, punem și usturoiul. Am adăugat usturoiul.
acest miros mă nebunește. Acest miros efectiv mă nebunește. Ați dat mai încet să nu l-ar, să-l las așa un pic. Iată, sunt gata și adică spaghetele sunt puțin imediat. Să știți că trebuie să le las 9 minute. Dacă acum este fără 6 minute, înseamnă că las și 3 minute, va trebui să le scoatem. Da? Am tigaia Hammer Diamond Pan de la Registone, cumpărată de pe aloshop.tv. Sunt produse pe care eu le folosesc de mulți ani și de care sunt foarte mulțumită. Sunt rezistente, sunt elegante, arată bine, nu se lipește mâncarea, se curăță foarte ușor. Așa, mă fac un pic să mai... Bun. Pot fierbe în voi acum pastele, să mai pun un pic de sare și le lăsăm acolo. Mă întorc un pic către roșiile mele sherry, în timp ce las usturoiul la călitură, da? Am mai încet. Sunt gata și cu roșiile sherry pe care le-am tăiat, vă ziceam, în patru. Le voi adăuga peste usturoi și le voi lăsa un pic la muiat. Așa. Una dintre rețetele mele preferate, care se face rapid, care este gustoasă, este aceasta. Spaghetti cu fructe de mare în sos de vin alb, bineînțeles. Da, mai un pic și am terminat. Voi adăuga roșiile sherry. Pastele, să le las un pic. Iar de fapt trebuie să le dă un pic mai încet și pastele astea. Așa. Le lăsăm un pic la călit aici cu usturoiul să treacă, să tragă gustul acela și un pic de ulei. Și voi adăuga un pic de sare și de piper. Pentru cine vrea, se poate adăuga și se pot adăuga și fulgi de ardei, de ardei iute. Dar soțul meu nu e foarte mare amator de picanterii. Așa că o să-i pun doar un pic de piper. Piper negru măcinat. Așa. Unele gospodine preferă să pună mai întâi la copt aceste roșii sherry ca să se ducă pielița de pe ele. Pe mine nu mă deranjează pielița. Așa că le-am pus în trei, după cum ați văzut, doar le-am împărțit, le-am tăiat în jumătate sau în patru. Le-am lăsat la călit cu uleiul și cu usturoiul și acum vin cu fructele de mare. Mai avem încă 3 minute de fiert la aceste paste. Fructele de mare care rezistă la temperaturi înalte. Ce bunătate! Rezistă la temperaturi înalte și care știți că o se vor face mici, dar rămân foarte, foarte gustoase. Se adaugă sare, piper după gust. Repet, puteți să puneți și niște fulgi de ardei iute care să le facă mai picante, mai aromate și... E aproape gata rețeta. Fierb spaghetele. Ce bine mi-a se. O să sting pastele, adică opresc focul la paste și le mai las un pic acolo și adaug vin alb la fructele de mare. Ele, după cum vedeți, deja au destulă zeamă, dar e foarte bine, așa că fierb într-o propriu. Punem un pic de vin alb, demisec sau sec. Acum, e destulă zeamă, pe care o voi îngroșa un pic mai târziu și cu un pic de smântână. Dar trebuie să le lăsăm un pic să mai scadă și numai vine fierb.
fierb destul de bine fructele de mare, ca să știm că nu le consumăm în crude, eventual pentru cei care se tem de vreo alergie sau care au probleme cu gustul acesta de fructe de mare, dacă le fierbem un pic mai bine și în usturoi, ele nu mai au acel miros specific, acum miroase a vin, adică efectiv te înveți de aroma lor. Încă auzeam aceste fructe de mare, dar e o zeamă foarte bună, foarte plăcută, cu aromă de vin, de usturoi, de condimente. Așa că eu nu vreau să fie uscate, o să mai adaug foarte puțin smântână pentru un plus de gust. La români știți că gătim, ne place să gătim gras cumva și smântâna asta când pătrunde așa, spaghetele alea care abia mă așteaptă acolo firete. Ce să vă zic, dă un gust din ăla bun, românesc așa, care mie îmi place foarte mult, foarte mult. Hai că abia mă așteaptă pastele, pun și verdeața. Mai iau eu o gură de vin, acum cât să mai pun și la pastele. Și e gata această mâncare, după care toți invitații mei se dau un vârf și cu siguranță și ai voștri la fel. Dacă aveți mai multe sugestii sau, știu eu, propuneri pentru această rețetă, eu vi le aștept pe vlog. Ha! Cu siguranță că mă întrebați de unde e treninguțul ăsta de casă, nu? Știți că eu am tot felul de desene animate pe mine, că așa e când ai copii mici. De la Balkanic Fashion Boutique. Este magazinul online al unei prietene de ale mele. O găsiți și pe Instagram, Balkanic Fashion Boutique. Și pe site, și pe Facebook, peste tot. Și veți vedea câte produse frumoase are. Mie mi le trimite cu drag și eu le port cu și mai mare drag, pentru că copiii mei vor să mă vadă așa îmbrăcați de desene animate. Și cred că este super simpatic să gătești așa. Gata! Un pic de verdeață. Un pic de verdeață ca să pătrundă. Deja mă topesc, mă topesc, mă topesc. Mă topesc de poftă. Voi răsturna spaghetele și le voi pregăti. Pun câteva paste în această tigaie specială de paste. Este tot de la Aloshop. Știți ce frumoasă e? Ah, aș arăta-o pe spate. Este superbă! Zici că ar trebui să o ții în vitrină. Hai că am rezolvat-o și pe asta, că m-am apucat să-mi defăcut jumbuș lucruri. Știți ce mișto e tigaia asta? E tot de la Aloshop, o găsiți pe site, pe aloshop.tv. Se numește Salta Pasta. Uitați-vă ce frumoasă e, trebuia să vă arăt la început. A, este? Și are forma asta, știi, să faci cu pastele așa, să zic că eu nu știu, mai fac frunziu. E, este? Stați așa, că acum trebuie să opresc aici și să văd. Auzi, cu ce iau sosul? Am eu o lingură mai mare, ia să văd. O pun peste această porție de spaghete. N-am pus foarte multe spaghete, după cum vedeți, da? Dar zeama asta este absolut super. Minunat cu aceste roșii. Așa e, dacă ai tigăi profesioniste, ți iese. Dacă nu, nu. Ce să vă zic. Și acum o mai ținem foarte puțin pe foc, la foc mic. La foc mic. Da, așa la un 6-7, să spunem. Amestec un pic. Așa. Este la un foc mic, da? Va pătrunde toată zeama asta în pastele și spaghetele pe care le-am fiert deja. Le mai lăsăm un pic să mai fac jumbușlucuri de astea. Ați văzut ce mi-e mie la jumbușlucuri, da? Mai adăugăm un pic de verdeață și din punctul meu de vedere
Această rețetă este aproape gata. Vedeți că eu le-aș mai pune în farfurie, dar e păcat de tigaia asta, salta pasta de la Aloshop, ca să le mai pun în tigaie. Adică să le mai pun în farfurie. Știți, vă imaginați voi ce poate ieși într-o farfurie, da? Așa că eu le sting și uite. Vă poftesc la masă un pahar de vin bun, așa cum merge la spaghetti, și cu niște fructe de mare savuroase. Dacă aveți și alte idei, eu vă aștept pe canalul meu de YouTube, Mirela Vaila, cu un subscribe și cu un clopoțel, bineînțeles. Așa că haideți să facem schimb de rețete, de impresii, de experiențe, pentru că eu recunosc că nu am foarte multă experiență și nici nu sunt profesionistă, dar sunt o mamă care gătește cu suflet pentru familia ei și cred că de aici pornește toată intenția mea bună. Vă pup, vă mulțumesc și vă doresc poftă bună și o zi frumoasă!